Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit la programul informativ actual. Socialiștii care adună semnături pentru un așa numit referendum de demitere a primarului Dorin Chirtoacă au apelat astăzi serviciul 112 pe motiv că liberalul Ilie Crețu ar fi deteriorat o foaie cu semnături. În apărarea liberalului a venit Vlad Birețchi, președintele Asociației Unirea UDIP, care a fost martor la cele întâmplate. Cei care ar trebui să apere legea au acționat ca și cum ar fi doar în slujba Partidului Socialist. Domnule, ei a mișcat lista și de asta, da. El a vrut nu, să... Nu, nu a mișcat. Nu povesti, nu povesti, nu povesti, nu povesti. Și pui mâna, băi, pe mine. Nu povesti. Nu pune mâna. Nu pune mâna. Nu pune mâna. Eu iar... Incidentul s-a produs în jurul orei 17. Socialiștii, fiind cu moralul la pământ din cauza numărului mic de semnături adunate astăzi, au găsit o modalitate ieftină de a se răzbuna pe Vlad Bilețchi, care explica trecătorilor motivele pentru care nu trebuie să semneze pentru referendum. Una dintre reprezentantele socialiștilor a apelat serviciul 112, pe motiv că susține aceasta, Ilie Crețu ar fi cerut o listă să semneze și ar fi deteriorat-o intenționat, lucru negat de tânărul liberal. În cele din urmă, hârtia s-a dovedit una fără valoare, neavând antetul oficial. Asta nu este, asta nu este, asta nu este hârtie oficială, asta nu este hârtie oficială, ei colectează datele personale oamenilor, foarte multe. Din declarațiile domnilor polițiști care au fost fixate și sunt publicate pe Facebook, ni s-a dus la cunoștință că suntem reținuți. Am cerut să mi se explice care sunt drepturile și libertățile noastre. Nu ni s-a dus la cunoștință absolut nimic. S-au legitimat după ce am cerut de vreo 20 de ori, deși legea cu privire la poliție spune clar că polițistul înainte să adreseze cetățeanului trebuie să legitimeze. Am fost somat să venim aici în baza unei plângeri care încă nu era depusă, deci nimeni nu a depus nicio plângere. Contrar legislației Republicii Moldova, noi am fost practic la propriu călcați în picioare. Pentru simplul fapt că purtăm tricolor, am fost acuzați și, din păcate, domnul polițist i-a dat crezare părților care au spus că noi suntem cei care am agresat asta, deși Ilie vrea să semneze în listele lor ca să demonstreze prin acest fapt că ei sunt pentru toți, în afară cei care poartă tricolor. Deci nimănui nu i s-a smuls lista din mână, în afară lui, decât lui Ilie, cel care purta tricolor. Asta am văzut cu ochii mei, asta pot să confirm. I-au smuls lista și l-au învinuit că el a deteriorat lista. Deoarece Vlad Bilețchi a încercat să prezinte organelor legii nedreptatea comisă asupra lui Ilie Crețu, polițiștii au solicitat să fie însoțiți la poliție, deși nu s-au legitimat decât după multe insistențe. În fața mea nu v-ați legitimat. În fața mea nu ați prezentat legitimația. Vreau să știu cu cine vorbesc. Vă cred, vreau să știu cu cine. Care e problema, da? Vreau să știu cu cine vorbesc. Nu vă subordonați cerințe legale, Care cerințe legale? Vă subordonează după ce vă legitimați. Deși nu exista un act prealabil, oamenii legii au afirmat inițial că cei doi sunt reținuți. Abuzurile nu s-au oprit aici. Cei îmbrăcați în uniformă negând dreptul celor doi de a cunoaște articolul din lege care să permită polițiștilor să îi rețină. Nu ni s-a comunicat care este motivul clar, ne-a spus doar că suntem obligați să mergem la sectorul de poliție, suntem reținuți. Noi am solicitat să fie documentată o persoană care a avut un comportament inadecvat, agresiv, flutura cu un fel de legitimație care nu a vrut să o prezinte nouă, a șoptit ceva colaboratorilor de poliție și a plecat. Noi de mai multe ori am repetat, am solicitat să fie documentată acea persoană care a avut un comportament foarte agresiv, chiar l-a bruscat pe Vlad, asta am văzut și am solicitat ca poliția să intervină, dar noi nu am fost auziți și ni s-a comunicat, suntem reținuți. Ajunși cu toții la secție, polițistul și-a schimbat brusc atitudinea. În locația dată au fost stabilite două apeluri telefonice, unul la domnul Bilețchi și unul de la o persoană care la momentul deplasării mele spre locul faptei nu răspundea la telefon. Persoanele au fost aduse în sectorul poliției și o parte depun plângere, o parte careva declarații sau explicații. Merge vorba despre careva conflicte în stradă. Vă spunem că după examinarea cazului putem da alte amănunte, alte circunstanțe. Plătiți din bani publici, oamenii legii au acționat ca și cum s-ar afla în slujba Partidului Socialist, fără a lua în considerare drepturile cetățenilor care au o altă opinie.